CSU Suceava a înregistrat miercuri prima înfrângere de la startul pregătirilor de iarnă. Echipa antrenată de Bogdan Șoldănescu a pierdut amicalul disputat pe terenul celor de la CSM Bacău cu scorul de 40-31, la pauză 19-15. Gruparea băcăuană și-a luat astfel revanșa după ce în urmă cu o săptămână pierduse la Suceava cu scorul de 34-31. Da, pentru noi a fost un joc mai puțin reușit. Am făcut multe greșeli ca de la început și le-am permis să se desprindă ușor pe tabelă. Le-am lăsat mingi ușoare în fața apărării, care le-a permis să ne dea goluri ușoare pe contraatac și pe faza a doua. De aici și diferența așa mare de scor. Ne pare rău, mai ales pentru accidentarea lui Claudiu. Sperăm să nu fie ceva grav, pentru că avem nevoie de toată lumea să fie aptă pentru începutul derbiului de campionat. În primul rând, temele pe care ne le-am propus, ne le-am îndeplinit, adică să jucăm cât mai în viteză și colectiv, ratările pe care le-am avut fac parte din joc, dar ceea ce mă bucură și îmi dă speranță este că de la meci la meci, e al treilea meci de pregătire, am evoluat în bine, ceea ce ne dă speranță pentru viitor. Mai avem mult de muncă, mai avem jucători care încă nu sunt puși la punct cu pregătirea fizică pentru că au avut probleme medicale. Sperăm că într-un timp foarte scurt să-i aducem și pe ei la forma sportivă. Vineri, de la ora 17:30, handbaliștii suceveni vor disputa un nou meci de pregătire pe teren propriu cu CSM Vaslui. Campionatul se va relua în primul weekend din luna februarie cu meciurile etapei a 15-a, atunci când CSU Suceava va primi vizita Universității Cluj. Meciul va avea loc sâmbătă 3 februarie, de la ora 17:00.